Tărchiezici la un important spital din Car, polici subliniere din sublinierei procurorii au săltat trei angajați. Polici subliniere din sublinierei procurorii au descins, marci după mas, la spitalul județean de urgent din Bistrica, pentru a efectua percheziții sublinierei ai conduce la audieri pe trei angajați din cadrul unității de primire urgențe, suspectați ce ar fi furat o importantă sumă de bani cecianului din Republica Moldova care a fost internat în urmă cu 10 zile în această unitate, după ce a fost implicat într-un incident armat pe raza localității Cepar. Managerul spitalului județean de urgent Bistrica, Gabriel Azani, a declarat pentru Ager Press ce cei trei angajați vizați de perchezicii erau de serviciu în noaptea de 13 spre 14 aprilie, când bărbatul de 31 de ani din Republica Moldova a fost adus la UPUM, prezentând multiple pelegim cu subliniere cate. Au fost vizate trei persoane din cadrul UPUM, o registratoare medical, o infirmier subliniere și un brancardier, care au fost acuzați de furt calificat. Ancheta este în desfășurare urmare. Noi am predat înregistrările din UPUM la organele de cercetare. Înregistrările au fost cerute dinainte. Un din câte mi s-a spus, doi dintre ei, cele două femei, sunt cu propunere de reținere de 24 ore. Brancardierul, el nu, dar el apare în filmarea respectiv la un moment dat, a declarat la Zani. Potrivit managerului spitalului, pacientul din Republica Moldova a reclamat încă de la început ce din haini ar lipsi o sumă de bani, suma vehiculat de acesta fiind de 12.000 euro. Având în vedere acest aspect, organele judiciare au demarat cercetările sublinierei au cerut conducerii spitalului să le pună la dispoziție înregistrările video, iar marci, 24 aprilie, au efectuat percheziții la unitatea medicală. Tânărul de 31 ani, care se pare ce ar fi fost împus subliniere cat de un conațional în vârstă de 40 ani, aflat în prezent în stare de arest preventiv, a fost externat marci dimineața din spital, după care a fost dus la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrican Seud, care efectuează cercetări în acest caz sub aspectul sever sublinierei infracțiunilor de tentativ de omor, contraband calificat cu armă sublinierei municii, uz de armă sublinierei nerespectarea regimului armelor sublinierei municiilor.